Cosmin Nathan Ticu. Așa, da. Bă, seara! Băi, vă mulțumesc de invitație, nu vouă, organizatorilor. Da, știu, mamă, ce surpriză. Tu, Nathan Ticu, aici, da, evident. Ideea este așa, nu sunt cine știe ce. Dar nu mi-a fost ușor, mi-a fost foarte greu să fiu cine sunt, pentru că eu nu că am plecat de jos. Eu sunt din Petroșani, eu am plecat de sub pământ. Mai de jos de atât nu se poate, credeți-mă. Dar când am ajuns la București, la facultate, în anul întâi, mi se spunea din partea profesorilor: mamă, Cosmin, ești foarte talentat, ești foarte bun, tu o să faci treabă. Și îmi doream să fac treabă, îmi doream să fiu bun, îmi doream să apar în fața unui public care să vină pentru mine sau să fiu și eu pe un afiș unde să contez și lumea să râdă. Și băi, nu știam pe nimeni în București, nu știam pe nimeni. Dar la un moment dat, în anul 2 de facultate, întâlnesc cu oameni buni un om foarte important din showbiz. Poate cel mai mare impresar din România, domnul Bebe Micu. Nu știu dacă îl știți, Bebe Micu, soțul Mariei Dragomiroiu, care organiza spectacole pe litoral, la teatrele de vară. Poate nu știți de spectacole, dar poate știți pe gorniștii ăia care erau pe plajă, care vindeau bilete prin portavoce, spuneau: compania marilor spectacole vă prezintă mari spectacole cu mari artiști. Nicolae Guță, Carmen Șerban, Vali Vigelie. Știți? Mă rog, unul dintre gorniștii ăia, eu eram. De ce? Pentru că ne-a Bebe Micu m-a luat în acest spectacol și mi-a zis: Cosmin, nu ești destul de cunoscut. Dar dacă o să am nevoie vreodată de tine, o să te folosesc. Dar până să am nevoie de tine, vino și tu și câștigă-ți pâinea. Dă cu portavocea și asta am făcut. Până la un moment dat, când spectacolul pe care îl prezentam eu prin portavoce se joacă într-o seară de 3 ori în 3 stațiuni diferite. Adică, la ora 20 începea la Teatrul de Vară din Costinești, foarte aproape de Costinești, Eforie Nord. La ora 20:30 începea. Foarte aproape de Eforie Nord, Eforie Sud. Adică, cum se întâmpla? Se spunea spectacol tampon, nu l-ați aiurea, așa îi spunea. Adică, primul artist intra la Costinești, la Teatrul de Vară, la ora 20, cânta, făcea ce făcea, fugea repede la Eforie Nord. Chiar fugea, că era aproape. Era. După care, la ora 21, se ducea la Eforie Sud. Sigur că artiștii se puteau perinda de la un teatru de vară la altul, dar avea nevoie de 3 prezentatori care să fie de la început până la sfârșit. Neavând atât de mulți prezentatori, Nea Bebe Micu a venit la mine și mi-a spus exact așa: Cosmin, e șansa ta. O să prezint spectacolul de la Eforie Sud. Du-te, mamă! Nu venea să cred, șansa mea! De la goarnă la anfitrion, spectacol la Eforie Sud, teatru de vară, 400 de locuri, eu o să prezint, șansa mea. Băi, ești prost, n-am dormit toată noaptea, am stat în camera mea de hotel, în gazdă unde stăteam eu, în mașină și băi, deci mamă, deci eram disperat, am repetat în oglindă, că aveam un all-sit, oglindă retrovizoare, aveam un spray Farmec 16, țin minte cum să prezint pe Vali Vigelie, pe Carmen Șerban, pe Nicolae Guță, stăteam, am repetat, a doua zi m-am prezentat la Teatrul de Vară din Eforie Sud la ora 20:30, eram prezent, emoții, șansa mea, ora 21, toată grădina de vară s-a umplut, 400 de oameni, 21:10, zic, intru, dar pe cine să prezint, că nu venea niciun artist. Toți spectatorii din grădina de vară se agitau. Ce se întâmplă? De ce nu începe? Mai în spate se auzeau: ne dau țeapă! Nu vine Guță! Vă tăiem! Pe mine, am scos eu capul după cortina, am zis: nu vă supărați, sunt doar eu aici. Pe tine te tăiem! Zic, mamă, mor ca prost, aici nici măcar n-am putut să intru pe scenă. L-a sunat pe Nea Bebe, te rog eu mult de tot, ce se întâmplă? Se întâmplă și oamenii vor să mă taie. Mi-a zis: Cosmin, de ce crezi că n-avem atât de mulți prezentatori? N-a zis asta. A zis: Cosmin, stai liniștit, că o rezolv. Ce a făcut Nea Bebe? L-a sunat pe actorul, Dumnezeu să-l ierte, Nicu Constantin. Nicu Constantin, care avea casă de vacanță în Eforie Sud. Sper că toată lumea știe cine a fost Nicu Constantin. Da? Perfect. Și e cetățean de onoare în Eforie. Cetățean de onoare și avea casă acolo. L-a sunat Nea Bebe, Nicu, impresarul, pe Nicu Constantin și a zis așa: Nea Nicu, ajută-mă. Și ce bre? Și ajută-mă, am întârziat spectacolul la Eforie Sud. Du-te tu repede. Intră acolo, că lumea oricum, chiar dacă nu ești pe afiș, te iubește, te adoră. Intră tu să începi spectacolul și o să vină Maria Dragomiroiu și o să începem spectacolul și totul se reia. Și acum, știți, Nicu Constantin, cu ochelarii aia, fund de șampanie, doi ochi de se uita unul altul și de la șpriț, a venit pe la 9:30 cu un CD și a zis: băiete, te rog să te duci la sunet, piesa 13. Piesa 13, oameni buni,
care era o piesă de la Teatru Tănase. Gândiți-vă că spectatorii aia l-așteptau pe Nicolae Guță. Ei îl știau pe Nicu Constantin de la televizor, dar nu îl știau pe Nicu Constantin de la Teatru Tănase. Piesa 13, 15 minute, cu versuri foarte rare. Adică, stați așa, începea piesa și după 3 minute începea și Nicu Constantin să cânte. Era piesa așa. Ok, să nu uităm. Lumea aplauda. Nu cred, Nicu Constantin, incredibil. Da. După 3 minute începea. Am plecat. Hai să trezim amintirile. La piesa 13, la minutul 7, dormeau lumea în sală. Între timp, Bebe Micu mă sună și spune: Cosmin, a ajuns Nicu Constantin? A ajuns. Fii atent. Dacă Nicu Constantin termină piesa și n-apare Maria Dragomiroiu, tu să-i faci semn din culise să mai cânte una. Zic, murim, sigur murim. Ăia l-așteptau pe Guță. Nicu Constantin abia cânta 6 versuri la 3 minute. Ești prost? Zic, murim sigur. Acum, trebuie să vă mai spun un lucru. Scena de la Eforie Sud era foarte adâncă, cum e scena asta. Organizatorii ce au făcut? Au tăiat-o cu o draperie să pară mai fancy, mai intimă. O draperie. Să pară mai intim că era câte un singur artist. Tăind scena cu draperie, tu intrai de aici, dar tot pe aici treia să ieși. Încolo nu mai era nimic. Pe la minutul 13 din piesa, care avea 15 minute, apare Maria Dragomiroiu, este mă, nu mai murim ca proștii, foarte bine, eu de aici semn lunicul Constantin, care era acolo la popis. Neanicu, a venit Maria. Neanicu, dacă avea și ochii împreună. Nu m-a văzut. Acum. Termină Nicu Constantin piesa de 15 minute. Lumea se trezește, nu vine să crede, a terminat, da, ești prost, da, vine Guță, imediat. Și el avea o cioacă la final. Ce înseamnă cioacă la final? Termina, lumea aplauda, Nicu Constantin mulțumea, se ducea în partea dreaptă a stativului să facă plecăciuni, reverenț, pentru partea dreaptă a sălii, spunea, mulțumesc frumos! Și după care, să mulțumească și partea stângă, zicea, mulțumesc frumos! Și evident trebuia să mulțumească și partea de mijloc a sălii și venea pe mijlocul stativului și spunea: mulțumesc frumos! Bă, și când dădea... Ei, eu n-am știut de cioaca asta a domnului Nicu Constantin. Eu l-am văzut când s-a dus în partea dreaptă, a făcut reverenț, mulțumesc frumos! S-a lăsărit în sus, zic, bă, ești prost, uite ce le place oamenilor! Și am zis, dacă le place, e clar că el o să vină la microfon să zică, v-a plăcut, vă mai cânt una, zic, murim, ne taie. Eu am intrat și am zis, mulțumesc mult de tot, aplauze pentru Nicu Constantin. Și n-am mai putut, mă, să-și facă cioaca. Și nervos, a plecat în partea dreaptă. Cum vă spuneam, nu era nimic acolo. S-a dus pe după cortină, a intrat pe după cortină și pe după cortină s-a auzit așa. Eu am zis, aplauze pentru Nicu Constantin și pe după cortină s-a auzit. Ce vremuri. Băi, era o perdea. Cum ați auzit voi, așa au auzit 400 de oameni. Eu prost, șansa mea. Eu m-am gândit, bă, săracu, a intrat pe după cortină în tuneric. Nici nu vedea că avea... A intrat pe... S-a împiedicat, a dat cu capul și a înjurat în sine, așa. A zis, băga mea și du-te... Și eu cu prostia mea, mintea mea prost, am continuat să-l prezint pe Nicu Constantin, care trecea pe aici pe după cortină și a zis, încă o dată, aplauze pentru marele maestru. Pe aici s-auzea. Băi, nu-mi venea să cred. M-am gândit, zic, bă, acum eu am încercat să acopăr înjurăturile lui Nicu Constantin încercând să o prezint pe Maria Dragomiroiu, care urma să intre în scenă. Și eu când auzeam, eram, și merge mai departe, doamna muzicii populare românești, vine din Vâlcea. Și chiar când s-o bag în scenă pe Maria Dragomiroiu, Nicu Constantin a ajuns aici, de unde intra și ieșea toată lumea, și a zis, în aplauzele voastre, intră în scenă, și a băgat Nicu Constantin capul. Du-te!
Și a zis, Maria Dragomiroi. Și a intrat doamna Maria. Și a zis, vă mulțumesc frumos, mulțumesc tânărului June, care m-a prezentat. Și acum, din Vâlcea, o mare horă. Am plecat. Vă mulțumesc mult de tot, oameni buni. Cam asta a fost din partea mea. Bună seara, mulțumesc frumos de prezentare. Într-adevăr, I love you back. Nu prea știu engleză, s-a văzut în Ați Express. În fine, nu despre asta este vorba acum. Da, rostul Olteniei. Sunt din Valea Jiului, dar înainte de orice trebuie să spun că tatăl meu este oltean. Mi-a și zis, te rog să nu mă faci de râs. M-a pus să mă îmbrac frumos. Mi-a zis să-mi pun costum, nu am costum. Mi-a zis să-mi pun costume de mire. Ăsta este. În ăsta am făcut cei mai mulți bani. O să încep ca la școală. Eu pentru astăzi am avut de pregătit Oltenia. Pentru că eu să fac rostul Olteniei, trebuie să încep cu niște glume despre simbolul lor, și anume brazul. Știți de ce oltenii iau pauză de la muncă între 12 și 13? Să ia brazul. Dar am decis să fac rostul ăsta ca la Vrei să fii neamărit miliardar, cu variante de răspuns. Deci, ce credeți? În Oltenia se consumă atât de mult braz încât A. Întâlnirile romantice au loc doar dimineața. B. Se construiește în Craiova un monument numit Prazul Infinitului. C. Mâncarea praz cu măsline se numește, de fapt, praz cu praz cu măsline cu praz. D. Au început să le crească copiilor codițe verzi. Sau E. Toate cele de mai sus. Presupun că ați ghicit toate cele de mai sus. Poate fără aia cu codițe, că nu prea ați râs, nici mie nu mi-a plăcut, nu știu de ce am scris-o. Mă rog, am vorbit deja despre olteni, dar pentru că suntem la o televiziune națională, trebuie să explicăm și oamenilor ce sunt oltenii. Oltenii sau oamenii pentru care Leana și Costel e un documentar? Sunt oamenii... Nu, mai am, nu vă grăbiți! Oltenii sunt oamenii pentru care fa este atât o notă muzicală cât și un alint. Vreau să vă zic că am un prieten oltean care mi-a zis că cel mai mare munte pe care îl știe e Robert Recuperatorul. Ești oltean când pentru tine știința este o echipă de fotbal sau când simpla ta prezență răstoarnă căruțe. Dacă nu v-ați lămurit încă, na, băi, trebuie să dăm oltenilor ce ai altenilor. Cum afară? Abia am intrat. Stați puțin. Oltenii sunt ăia care mai întâi sar la bătaie și apoi află de ce. Acum că am stabilit și ce sunt oltenii, trebuie să vorbim și despre capitala lor, Craiova, sau orașul în care oamenii citiți sunt ăia chemați la tribunal. Craiova este un oraș universitar în care cea mai mare performanță a facultăților e fotbalul. Vă zic că am fost în Asia Express și am dormit într-o primărie părăsită, vă jur că erau condiții mai bune decât în hotelurile din Craiova. Da, da. Serios, cel mai frumos parc din Craiova este Parcul Auto. Nu, stați așa, nu săriți. Mai sunt și alte regiuni. Mai sunt. Olo, ce săriți, olo, oltenii mei. Gata, stați așa că mai sunt și alte regiuni în Oltenia. Trebuie să menționăm Vâlcea. Tata este din Vâlcea. Vâlcea sau orașul hackerilor. Așa au menționat niște americani. Orașul hackerilor. Vâlcenii, când merg la sală, ei trag la carduri. Au dezvoltat atât de mult industria asta, încât acum poți să-ți faci copie de card la orice Xerox. Deci, suficient despre Vâlcea, trebuie să vorbim și despre dăbuleni, pepenii care au fost cunoscuți în toată țara, sau, mă rog, lubenițele sau lebenițele, cum spun ei. Vă dați seama cât de mult vor să se laude oltenii dacă au simțit nevoia să aibă și pepeni de firmă. Mamă, se vede că sunteți olteancă, dar am avut o prietenă olteancă odată, am vrut și eu să zic ceva și n-am avut loc. Deci exact ca dumneavoastră. Gata, stați așa că să-mi iau și eu banii și după aia... Stați așa. Pregătiți-vă, picule! Ok. Am auzit că numărul de pepeni care încap în portbagaj este trecut în talonul mașinilor. Mă rog, mașini, BMW-uri ursuleți din 86. Am glumit cu mașini ieftine, adică da, oltenii au cazane, dar au cazanele Dunării. Dar au și multe mașini foarte scumpe. Așa că e timpul pentru a doua grilă din Vrei să fii neamărit miliardar. În Oltenia sunt mai multe mașini scumpe decât A.
absolvenți de liceu, B, WC-uri în casă, C, șofer cu carnet, D, glumesc, vă rog să nu dați, E, pentru cine nu s-a prins, e D. Sper să nu credeți că am ceva cu oltenii. Nu, lăsați să-mi termin treaba. Poarta Sărâtului, trebuie să vorbim despre Brâncuș. Poarta Sărâtului este locul unde oamenii își fac aceleași poze inedite la nuntă. Sau, dacă aș avea un leu, un leu normal, unul de la Strehaia, pentru fiecare dată când s-a auzit sub Poarta Sărâtului un te iubesc, fă, vă jur că aș cumpăra televiziune. Mai avem și Coloana Infinitului, nu? Sau opera în fața căreia oltenii stau și numără în gând până la 10 ca să pară că înțeleg ceva. Am auzit, nu sunt sigur, că de când cu Coloana Infinitului, oltenii cred că infinitul are 29,35 de metri. De asemenea, să nu uităm de masa tăcerii, care se numește așa, pentru că a fost prima masă folosită pentru vândut breloguri, lasere, brichete și alte brizbrizuri. Acum masa tăcerii e în fiecare compartiment din tren. Când vine băiatul ăla, în fine. În încheiere, aș vrea să vă las cu un gând pe care tot îl am. Nu știu dacă ați văzut, s-a făcut un remake la Moromeții, așa că vă rog, dacă se face un remake și la Neamărit Miliardar, aș mai încărunți puțin. O iau și pe Lizzie, care ați văzut că în Asia zici că este Veta, o paporniță și gata, direct rolul meu. Și pentru că așa ar trebui să termin cum am început, un ultim quiz, dacă sunteți pregătiți. Dacă în Oltenia nu erau Amza Pelea, Brâncuș, Tudor Gheorghe sau toți cei de mai sus, ce ne mai rămânea? Mulțumesc mult, Oltenia! A fie cu drag, nu va... Doamna Nicolina, stați, mai am niște glume, dar o să vi le zic dumneavoastră în particular. Da, e ceva... Sunt niște băieți cu săbii în spate, te-aș... Nu, să știți că am fost un mehedinț și vă jur, și am fost și în Asia Express, drumul împăraților. Și? Și n-am văzut atâta săbii cât am văzut într-un portbagaj în mehedinț. Nu, gata, doamna Nicolina, nu dați, vă rog. Dar cum ați... Nathan Ticu tocmai a avut cel mai greu număr din cariera lui. Mulțumesc, adevărat. Ultimul. Nu, mai am. Nu. Mai am. Deci, ca să ne înțelegem. Da. Te-ai născut în Oltenia unde? Nu m-am născut în Oltenia. Din Petroșani. Eu m-am născut în Petroșani. Păi și... Tatăl meu este Oltenia. Ca să ne înțelegem, Valea Jiului e de la Petroșani. Nu e, nu, dar nu ascultă, știi? Doamna Nicolina, am zis că sunt născut din tată oltean și mama olteancă. Dar nu... tata, dacă era oltean, era de undeva, de unde? Din Vâlcea, doamnă. Bravo! Dar am zis, dar nu, vedeți? Nu pot să fiu atât. Păi, dar nu, dacă vorbeați, doamnă, și n-am avut loc. Bun, puteți continua emisiunea în spațiu mai relevant. Mi-a plăcut finalul. La revedere! Mi-a plăcut finalul, la revedere! Am zis, mulțumim Oltenia, doamnă. Și când intri în Oltenia, să prezinți pașaportul, că altfel nu mai treci. Te pup! Nathan Ticule nu mai face pariuri. Las-o așa. Eu am înțeles, dar umorul a fost un pic prea pișcător ca să-l poată suporta o olteancă. De aceea. Dar finalul a fost impecabil. Asta cu la revedere? Când a zis la revedere. Când am zis. Am zis mulțumim Oltenia. Dacă nu era Oltenia, ce ne-ar fi lipsit mai tare? Amza Pelea, B, Brâncuș, C, Tudor Gheorghe, D, Nicolina Stoica, nu că ești, toți cei de mai sus și mulți alții. Bravo, asta era! Mulțumim, bravo, Oltenia! Ce să facem, doamna Nicolina, dacă pe Amza Pelea n-am putut să-l chemăm? L-am adus pe Nathan Ticu și m-a mulțumit tare, tare mult! Minunat a fost! Mulțumesc! Eu am plecat, vă mai las dacă... Îți doresc! Yes! Yes! Câștigi Asia Express! Asta este întrebarea frecventă pe care o primesc de la oamenii care se uită la Asia Express. Cine a câștigat? N-am voie să zic. Am contract cu Antena 1, dacă zic și dau detalii despre Asia Express, trebuie să plătesc 100.000 de euro. Dar în seara asta, că mi-au o grămadă de bani, vă dau niște lucruri. Ideea este că două mari greșeli am făcut când m-am hotărât să plec în Asia Express. Unul, că am plecat cu soția. Și al doilea este că n-am ascultat de ea, mă, că mi-a zis, băi, hai să ne pregătim, învață engleză, spraf, nu știu nicio limbă străină. Ea a vrut să fie mai catolică decât papa, știa că mergem în prima țară în Turcia și s-a apucat să învețe turcă, nebuna. Și stătea ea pe canapea și zicea, o să citesc cu voce tare, să prind și tu. Și stătea și citea, giurlum, gurlum, albastru. Și eram, unde trebuie ție albastru în Asia Express? Când vreodată o să oprești pe cineva să-i spui, oh, hello, sir, I like your car, giurlum, gurlum. Și pune mâna și învață de asta cu te rog. Și asta am făcut. Eu în engleză asta am învățat să zic, please, sir, thank you, sir, no money, no phone, I'm hungry. Asta am făcut. Doar că mi-am dat seama că am avut nevoie de engleză mai mult decât asta. La un moment dat, fiind lockdown în Turcia, am stat 4 ore la autostop, n-a oprit nimeni, la un moment dat a oprit un domn, nu că îmi venea să-i pup picioarele, îmi venea să urc mai sus. Bă,
ceva, și vreau să-i zic mai mult decât thank you, sir, și mai știu așa niște expresii și am vrut să zic sir, you are awesome. Aveam, asta a plecat. De la creier, comanda spre gură, asta a fost, sir, you are awesome. Și pe gură mi-a ieșit, sir, you are asshole. Și nu i-am zis odată, de 4 ori am zis. Sir, you are asshole. Și mi-a zis Lizzie, dacă nu te bate, el te bate, o taci. Dar știi cum, da, mulțumesc frumos. Știi când se bucură piticu? Când vede unul mai mic ca el. Pentru că am avut colegi în ASE Express care au fost mai proști ca mine la engleză. Nu vreau să dau nume Cuza, dar... M-am întâlnit cu Cuza, căutam cazare. Bă, nu știu dacă așa a vrut el să zică sau asta a ieșit de la oboseală. A bătut la o poartă, a deschis o doamnă, voia să întrebe dacă poate să doarmă în noaptea respectivă la ea și exact așa a zis. Hello, madam, can I sleep in you tonight? Și acum... Doamna nu arăta cine știe ce, dar acum Ana a plecat de mult și Cuza, îl înțeleg. E important să știi o limbă străină. Am o prietenă care îi place foarte tare să se tatueze. Vă jur, e tatuată din cap până între picioare. Cred, n-am văzut până acolo. Dar e plină de tatuaje, jur, are tot felul de animăluțe, desene, fluturași, mesaje. Are un mesaj pe partea asta, de sus până jos, scris în chineză. Și am întrebat-o ce înseamnă și mi-a zis, de asta mi-am scris în chineză, să nu înțeleagă tot prostul. Și eu zic, perfect. Zic, dar tu știi chineză? Și mi-a zis, nu. De unde știi că nu scrie pe tine dragonul roșu? Ești proastă, tu ești nebun. S-a supărat pe mine. Cel mai recent tatuaj pe care și l-a făcut. Și a tatuat aici pe antebraț cuvântul believe. A venit foarte mândră la mine și mi-a zis, ia uite ce tatuaj mi-a făcut. Am citit believe, nu prea știu engleză, dar știam de asta cu believe in God, de exemplu. Believe in you, believe in life. Și am citit doar believe, am mai căutat pe aici. Zic, dar believe în ce? Și mi-a zis, în engleză. Rămâi acolo. Rămâi acolo. O altă greșeală mare. Băi, nu te duci în ASE Express dacă ești prost. Zic, de mine. Și uit, bă, uit lucruri. Am pierdut plicuri, am pierdut walkie-talkie. Am pierdut mi-am pierdut tinerețea în ASE Express. Bă, sunt uituc, uit lucruri esențiale. Uit, n-ai ce să cauți în ASE Express. O să vă dau și vouă 3 exemple să vedeți cât de uituc sunt. Poate nu v-ați uitat neapărat la emisiune și o să vă dați seama. Și rugăminte mare, o să vă dau 3 exemple. Dacă după al 3-lea exemplu considerați că sunt uituc, vă rog să aplaudați. Așa că mare atenție. Primul exemplu să vedeți cât de uituc sunt ar fi așa. Eu când port costum, foarte rar, dar când port costum, eu îmi țin portofelul și telefonul la buzunarul hainei, aici. De ce? Să nu se umfle lucruri. Băieții care poartă costum știu. A trebuit să filmez ceva pentru Revelion la o televiziune, a trebuit să port costum, am ieșit de la filmare, portofelul, telefonul băgat aici, m-am dus la metrou, mai eram cu un coleg, se întâmpla de mult, că acum am mașină, în fine. Și pe drum îmi sună telefonul, scot telefonul, abia apăruse smartphone 5, să zic. Și mi-am luat și eu smartphone 5, era cel mai scump lucru pe care îl dețineam eu de când am venit în București. Foarte mândru de el, l-am luat și foarte ieftin, mi se pare $50, da, $50 așa era atunci, $50, 2 ani la abonament. Și eram foarte mândru de telefon, îmi sună telefonul, scot telefonul, tata mă sună, răspund, bine, fiind smartphone 5, credeți-mă, am fost printre primii din familia mea care mi-au luat. Așa am răspuns. Uite, tata mă sună, cu smartphone. La lume pe stradă. În ce vorbesc cu tata? Ce faci, tată? Bine, tată, colegul cu care eram voia să-și ia un covrig de la o covrigărie, n-avea să-i dea rest domnișoara de acolo și mă întreabă pe mine în timp ce vorbeam cu tata. Zice, bă, n-ai 2 lei mărunt? Zic, stai puțin, zic, tată, stai puțin, ce vrei, mă? 2 lei mărunt, stai puțin, stai să văd. Și bam, mâna la portofel unde știam că am portofelul și zic, mamă, mi-am pierdut telefonul. Mamă de tată, ce ai făcut? Azi mi-am pierdut telefonul. Zice, bă, copile, tu ești mai prost decât credeam. Și eu zic, de ce spui asta? Zice, bă, prostule, bă, fraiere, de câte ori ți-am spus tu, nu mai da, bă, bani pe lucruri scumpe dacă n-ai grijă de ele, fraiere care ești. Eu nervos, bă, dar nu ți-e rușine tu ca tată, în loc să mă încurajez că am un ecaz, mă cerți? Mă aud de prietenul meu, ce ai făcut, mă, mi-am pierdut telefonul, să mor tu, să mă... Nu mai... Nu știu, ce bă, poate l-ai uitat în televiziune, chiar, hai în televiziune. În brusc de televiziune. Tot tata săracu, bă, îmi zice, cu voce așa stinsă, auzi, mă? Zic, da, dar eu pe ce te-am sunat? Zic, uite prostule, smartphone 5, săracule care ești. Asta ar fi prima chestie să vedeți cât de uituc sunt. A doua chestie, mă întorceam de la Paris. Merg foarte des la Paris, am bani mulți. Bine, înainte de pandemie. Mă întorc de la 3 zile am stat.
la 5 stele, mă întorc pe am fost și la Disneyland, în film, chiar am bani mulți. Aterizez pe Otopen, pentru că tot așa s-a întâmplat de mult, mi-am luat rucsacul și un troller să ies afară să-mi iau un taxi. Înainte de a apărea chestiile alea tonomate, nu știu cum le zice, de schem taxi, erau niște rechini de taximetriști care, bă, dacă nu îi întrebai dinainte cât face până la adresă, îți luau cam cât ar fi făcut o cursă București-Paris dus întors, low cost, dar mergea. Și atunci eu am zis că mai bine mă hotărăsc și vorbesc cu oamenii. Că era frica aia, știi, ca o maimuță pe aparat, știi, ați auzit de asta cum mai... Da, am mers mult cu taxiul, n-am văzut în viața mea nicio maimuță pe aparat. Poate să aibă una mică în aparat, care-i bagă ăla vreo alură prin cablu și aia stă acolo și își bagă ție în fix. Și eu am ieșit cu rucsăcelul, cu trollerul, 7-8 taxiuri în fața aeroportului. Am văzut că ultimul taximetrist e mai în vârstă, zic, cu ăsta mă înțeleg. Mă duc și îl întreb. Îmi las trollerul aici, mă duc la taximetrist și zic, nu vă supărați. Unirii, că eu în centru stau, v-am zis, cam bani mulți. Acolo mi-a luat eu apartamentul și zic, nu vă, trei camere. Și zic, nu, 120.000 după criză. Și zic, la mobila singur, am și garaj. Și îl întreb pe om, zic, stai că dacă am garaj, nu-mi țin bicicleta, am super mașină. Și îl întreb pe om, zic, nu vă supărați, unirii și omul zice, 70 de lei. Zic, cât n-ai cum, prietene, nu mă păcălești pe mine, că v-am zis, eu merg mult cu taxiul și la Paris, tot făcând Otopeni unirii unde stai în centru, știam cam cât face. Mă duc la următorul, zic, unirii 70 de lei. Zic, ce mă v-ați vorbit între voi? Unirii 70. Pe la al șaselea, șaptelea taximetrist îmi spune 40 de lei. Zic, ăsta e prețul corect, bravo, prietene. M-am suit în taxi, am plecat, am ajuns la unirii, îi dau omului 50 de lei. Cam bani, v-am zis, uitați-l, 50 de lei. Zic, să-mi dați și mie trollerul. Zice, omul, ce troller? Păi aveam un troller. Și zice, bine zis, aveai. Zic, ești prost, l-am uitat la Otopen, mamă, hai înapoi. Ce, bă, nu-l mai găsești, ești în România. Stai, dracu, acasă, du-te, culcă-te. Nu, hai înapoi. M-am întors la Otopen. Și chiar dacă suntem în România, oameni buni, trollerul meu, bă, unde l-am lăsat, acolo l-am găsit. Neatins, nemișcat, doar că era înconjurat cu o bandă galbenă. Un domn în costum era așa lângă, zice, dar nu tică e nimic, cred că un prost l-a uitat. Bă, eu când am văzut trollerul și banda aia galbenă, zice că am fost Usain Bolt, am rupt banda galbenă, am stricat primul. Am sărit peste troller, domnul în costum peste mine, a ieșit un super game bang cu troller, dar mi l-am recuperat. Bine, știți că m-am întors de la Unirii, de la Otopen la Unirii, a făcut cursa 150 de lei, dar mi-am recuperat trollerul. Asta ar fi a doua chestie ca să vedeți cât de uituc sunt. Și a treia chestie. Mulțumesc. Și a treia chestie și ultima. Ca să vedeți cât de uituc sunt, ar fi așa. Eu când port costum foarte rar, dacă îmi port costum, eu îmi țin portofelul și telefonul la buzunarul hainei aici. Știi, să nu stea mie umplat dacă... Mă gândeam. Băi, vă mulțumesc mult de tot, cam atâta din partea mea. Vă mulțumesc de invitație. Să vă dea Dumnezeu tot ce vreți și mie tot ce trebuie. V-am pupat. Am vrut să vă zic cine a câștigat, dar nu. Hai, v-am pupat. Seară faină. Ia uite-l ce elegant e. Bună seara. Vă mulțumesc mult. Este îmbrăcat. L-ai purtat și tu? Că de aici l-am luat. Jur, superb. Chiar nu dăm bani de să acolo. Atât am avut de zis, vă mulțumesc mult de tot. Data trecută când am fost, v-am povestit puțin despre motivele pentru care eu am fost în Asia Express și am greșit că am fost cu Lizzy. Pentru că eu cu Lizzy ne-am certat de cele mai multe ori, sigur, adrenalina, sigur, oboseala, dar nemâncatul, bă, băiatule. Lizzy, hai să aplaude, cine este rău de foame? Cine reacționează eu! În asta? Eu! Soția mea nu că e rea de foame, e satana. Deci e, vă zic sincer, bă, se transformă. Și am trăit episodul ăsta pe care o să vi-l povestesc. Era în bucătărie, terminată de foame. Deci s-a gândit ea să gătească, să facă fasole bătută. Bă, când ți-e foame, nu stai să fierbi fasole 2 ore jumate cât fierbe fasolea. Bă, o vedeam cum sufla. Bă, sufla în ochiul de la aragaz. Doar să zice. Eu o vedeam, acum vă zic din casă, vă dau din casă. Eu când sunt acasă, îmi place să mă uit la documentare. Eu am și cablul de la RCS SRDS, nu știu de unde aveți voi. Ăștia au o grămadă de posturi de-astea, Digi World, Digi Life, Digi Animal World. Și țin minte că în ziua respectivă stăteam, mă uitam la un documentar pe Digi Sport. Erau două triburi, FKSB, DIN, alergau după chestie rotundă. Mă uitam la documentarul respectiv, o vedeam pe Lizzy în bucătărie cu coada ochiului. Zic, o vedeam de ce. Noi locuim foarte mișto, stăm într-un open space, unde e sufrageria și bucătăria. Stăm într-o garsonieră, e foarte ok. Și e...
O vedeam, o vedeam cum... Uite așa era, mamă, nu mai pot de foame. Ca să păstrăm o ordine cronologică, să zic minutul 60 din documentar, egalitate între triburi, termină Lizzie fasolea de fiert, bate fasolea, face niște ceapă călită. Păi ce foame mi-a făcut? Mamă, nu că mi-a făcut poftă. Și la un moment dat exact asta aud, zice, ah, aș mânca această fasole bătută cu sfeclă roșie și hrean. Și zic, ah, ce crezi n-avem? Și a zis, ah, ce crezi, de ce crezi că ți-am zis? Și zic, bă, nu mă duc, că vreau să văd cum se termină documentarul, e și important pentru mine. Zic, dacă vrei să mănânci cu sfeclă roșie și hrean, du-te și ia-ți, mare greșeală. Și a zis, bine, mă duc. Și a plecat. Acum piața nu era ca și cum cobora din scară, trecea strada și era o băbuță cu sfeclă roșie și hrean. Doriți sfeclă? Nu, trebuia să ia mașina, să se ducă la piață. Să zic vreo 17 minute, gen... toată treaba asta. Pentru că s-a întors undeva la minutul 80 din documentar, terminată cu două plăsuțe. Dacă a fost la piață, n-a luat doar sfeclă roșie și hrean, a luat de la băbuța respectivă niște borcănașe cu ardei iute murat, castraveți murați. A venit cu două plăsuțe, uite așa era, mamă, nu mai pot de fapt. Le-a pus pe masă, a pus pâine la prăjit, a pus fasole pe pâine și exact așa a avut. Nu cred! Morți de babă! Zic, ce e? Nu mi-a dat borcanul cu sfeclă roșie și hrean. Eu prost de acolo în loc să tac, zic și eu, nu cred! Zice, vino să vezi! Zic, bă, mai vin și eu să văd că nu ți l-a dat? Zic, am zis și eu că cred! Și bă, nu e normal, bă, că l-am plătit, primul l-am plătit! Nu e normal, bă, că de-aia merge țara asta prost, bă! Dacă și babele te fură! Eu acum că voiam să văd până la final documentarul, zic, bă, femeie, n-ai fost cu mașina? Ba da! Zic, bă, poate la vreo frână ceva, tot mai borcanul cu sfeclă roșie și o fi căzut pe sub scaun ceva. Să știi, a plecat pe ușă, vă jur, m-a rugat la bunuțul Dumnezeu, bă, măcar să fie spart, să vină cu preșul ăla, știi, să vin. A, era aici, eu proastă. A plecat 3 minute mai târziu, s-a deschis ușa cu cap, picior ceva. Că exact așa s-a auzit. Nu e! Bă, plângea, vă jur. Nu e! Că mă duc peste ea și o mor. Zic, bă, e o babă, până ajung la piață a murit. Ia mă și mănâncă cu ce ai. Nu e normal că l-am plătit. Bă, ia mă că ai avut castraveță. Uite, ai castraveță, ai gogoșa. Bă, deci mi-ar plăcea să fiu o muscă în casa lui Nathan Ticu cu Lizzy, jur. Deci cred că e nenorocire. A luat plasele la vânzolit, a zis, mă, ele. Și când vânzolește plasele, ce credeți, oameni buni? Găsește, mă, borcanul cu sfeclă roșie și hrean. Îl scoate din plase și zice, citesc două puncte. Uite-l, în p***a de prost. Bă, voi ați auzit, voi ați auzit povestea până aici? Bă, n-am făcut nimic. Cum mă să-mi spui mie, uite-l în p***a de... Dar tu p***a de chioară, că te-ai uitat de 4 ori. N-a recunoscut, mă, n-a recunoscut. Și asta, de asta am suferit foarte mult în Asia Express. Că eu vă jur, 6 kg am slăbit în Asia Express. Ea s-a îngrășat 1 kg, nu știu cum. Mănâncă, dar apar n-am, nu știu, nu înțeleg cum. Și foarte mulți oameni ne-au scris că sunteți un cuplu foarte mișto, chiar dacă vă enervați, dar știu de ce vă enervați. Ar trebui să faceți un copil. Lipsește un copil din familia voastră. Mamă, păi dai seama dacă mai vine și copilul, păi îi dau cu el în cap. Eu sunt foarte coleric, sunt foarte, mă enervez foarte, foarte tare. Și tatăl meu insistă cu treaba asta, că tată, ar trebui să faci și tu un copil. Fă-mi și mie un nepot, asta mă enervează cel mai tare. Cum adică, că nu-l fac și ți-l dau ție? Fă-mi și mie un nepot. Trebuie să ducem și noi mai departe numele. Și am zis, bă, tu nu vezi ce a ieșit din tine? Unde vrei tu să perpetuezi gen asta? Și mă ia, e excroc sentimental. Bă, mi-a zis, tată, fă și tu un copil să mor și eu liniștit, mi-a zis. Și am zis, uite, de asta nu fac copil. Vreau să mor agitat. Vreau să mă cum e. Și insistă că, tată, că dacă aveți nevoie, vi-l cresc eu, știu cum a crescut pe mine. Vreau să aplaude. Cine are copil? Doar cine are copil să aplaude. Foarte drăguț. Dintre cei care au aplaudat, v-ați bătut vreodată copilul? Hai să facem altfel. Hai să aplaude cine și-a luat bătaie de la părinți. Uite câtă bucurie, băi! Eu nu zic să vă bată copilul, dar așa vă ține minte. Băi, așa vă ține minte, bă! Și trebuia să aplaud și eu, că și eu am fost bătut la rândul meu. Eu provin dintr-o familie modestă și numeroasă. Suntem 5 frați. Primii 4 suntem făcuți unul după celălalt. Eu sunt al 4-lea. În fiecare an se năștea un copil în familia Nathan Ticu, vă jur, în fiecare an. Bă, n-a lăsat-o pe mama să respire, ești nebun. În fiecare an se năștea un copil. Acum când a venit al 5-lea, mama a trebuit să se ocupe de sora mea cea mai mică. Nu mai avea timp de noi ăștia 4. Și tata, care lucra în mină sărac în perioada respectivă, trebuia să vină să facă lecții cu noi. Eu nu zic că sunt prost, sunt prost, dar gândiți-vă că ceilalți erau frații mei. Nu vreau să zic nimic despre ei.
Și făcea cu frate, cu fratele meu avea răbdare, că era primul. Cu sora care urma, îl legeam cu sprâncile așa din dinți. A doua soră, cum ar veni, o mai trăgea de codițe. Bă, de la mine se răzbuna... Deci toți nervii pe care i-a luat de la frații mei... Pentru că eu eram în clasa a doua, aveam o chestie... dictare, așa îi spune, dictare. El citea dintr-o carte, eu trebuia să scriu în caiet. Bă, și mă bătea că mâncam litere. Eram, bă, ești nebun, e frigiderul gol, lasă pață să le mănânc. Și mă încercam și mă bătea că mâncam litere. Și nu înțelegeam, aveam 8-9 ani, nu înțelegeam cum să mă bat, că nu știu școală. De-aia mai dat la școală să învăț, ești nebun, că dacă eram vreun geniu, ești nebun, numai mina e mină. Te învățam eu să minez criptomonede, nebunule. De-aia mai dat la școală să învăț. N-am copii, dar să vedeți cum e viața. Acum 2 ani de Revelion, pentru că a fost pandemia, a trebuit să stăm acasă de Crăciun și de Revelion. Lizzie s-a gândit, dacă tot stăm acasă, cheamă-l pe taică-tu. Taică-meu care este pensionar, 70 de ani, în Petroșani. Și a zis, bă, dacă vine taică-tu și desfacem cadouri, e păcat. E păcat să nu îi luăm și lui un cadou. Dar sună-l tu și întreabă-l, ce și-ar dori? Zic, îți dorești ceva, tata, am 70 de ani, ce să mai întrebuiască mie, dar... Mamă, când am auzit dar... Ideea este că de când a apărut telefonul mobil, tata n-a avut niciodată smartphone. El a trecut de la telefonul fix, la telefon cu butoane și a rămas aici. O să-ți iau un smartphone. Și asta am făcut. I-am luat un... Mint. Nu i-am luat. Am avut un Samsung care mi-a rămas mic. Mie, pentru că în anul respectiv mi-a mers bine, mi-am luat un iPhone 10. Am curățat Samsung-ul respectiv, l-am băgat în cutia cu iPhone 10, că oricum nu știe el. Și când a venit moșul, i-am dat cadou. Nu-i venea să creadă, era atât de încântat. Ei tremura mâna, făcea, mă, smartphone, tată, să-mi pui și mie pe el, ce să spun? Punem Facebook, punem de-ala să vorbesc cu voi toți, Messenger, WhatsApp. Și i-am pus toate chestiile de care credeam eu că are nevoie. Și după ce a plecat Lizzie din sufragerie, m-a luat deoparte și mi-a zis, tată, ia vino puțin. Și tată, vreau să mai îmi pui ceva pe telefon. Zic, ce vrei, mă? Și tată, nu știu cum îi zice, dar e o chestie din asta de spui tu poză, îți spui vârsta, și că la un moment dat te întâlnești cu o persoană de sex opus de aceeași vârstă și... Zic, ce vrei, mă? Nu știu, tată, că mi-au arătat băieții ăștia că vin, că te întâlnești cu fete care sunt în zonă, la 15 km de tine și te întâlnești... Tinder! Zic, bă, tu vrei Tinder? Și tată, cum îi zice, vreau. După care mi s-a părut foarte cool ca eu, copil al lui, să-i pun eu tatălui meu Tinder. Zic, mă, că spun Tinder. Și am instalat aplicația Tinder, mi-a cerut mail. Zic, tata, ai mail, săracul era tată... Am și plecat pe gravă de acasă. N-am stat să-i mai fac cont pe mail, i-am dat mailul meu. După care mi-a cerut poză de profil. Zic, tată, poză de profil, s-a ridicat de pe canapea, s-a pus așa... Zic, ce faci, mă? Zic, sau tată să fie? Zic, bă, nu-mi trebuie o poză la profil. Vă jur, 12 poze mi-a refuzat. Că nu-i convine, ce nu-ți convine? Tată, că stau cu mâinile așa, zici că-s mort. Bă, ai 70 de ani, s-ar putea să n-apuc de terminatul ăsta de instalat. Hai să ne bucurăm, hai să vedem dacă se întâmplă ceva. Am terminat de instalat aplicația. Vă jur, 3 minute mai târziu, meci cu doamna Maria, 64 de ani. Zic, tata, ai meci. Mamă, era terminat. Era tată, fai, lina, mamă. Zic, nu ai meci, mă. Zic, uite, îți arăt pozele. Dacă îți place, încep să vorbești cu ea și dacă vă potriviți, urmează să vă întâlniți. Până să-i arăt pozele, doamna Maria îi scrie, bună! Tata s-a p***lea, zic, a scris bună. Și zic, ce te sperie așa? Răspunde, ce să-i spun? Bă, ai 70 de ani, spune și tu, uite, te ajut eu. Pentru că vine Revelionul, scrie la mulți ani. Ce bravo, tată. Și îi dau telefonul, apare tastatura de smartphone pe care n-a folosit-o niciodată și era... Nu știu cum se uită el acolo, găsește L. Foarte fericit și L, pac, zic, bravo, tată, mai departe. A, corect. Bă, și pentru că AU era primul și tastatura era foarte alambicată, nu vedea AU. Făcea, tată, ăștia n-au AU. Zic, bă, vezi că iau acolo, că a fost telefonul meu. Zic, caută bine AU. Tată, jur, o fi în engleză, eu nu găsesc AU. Bă, zic mie, nu mănânci litere, că am frigiderul plin. Bă, și mi-am adus aminte că și el m-a ajutat pe mine și a zis, dă-mă că scriu eu. Și am luat telefonul și am început eu să vorbesc cu doamna Maria și scriu la mulți ani. Și doamna Maria răspunde, la mulți ani. Zice, tata, ia, întreabă ce îi place să facă. Zic, bă, tu-ți dai seama că nu s-a schimbat nimic, tot un dictez, tot eu scriu? Și îi scriu doamnei Maria, ce îți place să faci? Doamna Maria îți răspunde, îmi place să călătorești. Zic, tata, îi place să călătorească. Zice, tata, spune-i că eu-s deja în călătorie. Mamă, zic, te duce capul, bravo, bine, el venise de la Petroșani la București. Bravo, zic, mamă, zic, bine, îi scriu, eu sunt deja în călătorie, n-am apucat să scriu călătorie, mi-a zis, stop, ce, șterge, ce? Zice, spune-i că sunt un veșnic voiajor, du-te, nu cred, de la tine a venit asta, sunt un veșnic, bă, mie nu mi-ar fi venit, sunt un veșnic voiajor, doamna Maria, te rupem pe genunchi, i-a zis, dacă nu te combini tu cu ea, cum mă combin eu, ești prost, sunt un veșnic voiajor, i-a zis, doamna Maria, te rupem pe genunchi, pac, îi scriu.
sunt un veșnic voiajor. Așteptam ca doamna Maria deja să fie flașcă, să fie la ușă, ce să mai... Doar că eu nu m-am gândit că probabil și doamna Maria avea o fică sau un fiu care scria. Pentru că la replica sunt un veșnic voiajor, doamna Maria i-a răspuns, drum bun. Și cam atâta din partea mea, vă mulțumesc mult, oameni buni. Vio, sunt convins că nu te surprinde că sunt aici, că... Na, tu știi, doar un terminat putea să facă roast unui alt terminat. Mă amuză lucrurile astea. Vio și-a început cariera în stand-up făcând parte din trupa Deco, care mai târziu a devenit formula Teo, Vio și Costel. Bravo! Bravo lor! Ca să înțelegeți cum era Vio și cum e Vio pentru această formulă, prin comparație, dacă ar fi fost o trupă antiteror sau mascații, cum spun românii, Vio ar fi fost berbecul, pentru că el întotdeauna deschide. Da, bun! Hai mă, că... Bă, aplaude! Bravo, aplaude! Și ele și cu zodiile. Berbec! Dacă Vio ar fi făcut parte din povestea Harapalb, el ar fi fost Mârțoaga. În Albă ca zăpada, el ar fi fost Mutulică. Dacă ar fi fost formula asta Horia, Cloșca și Crișan, el ar fi fost Roata. Iar în Capra cu trăiezi, evident, capra, nu animalul. Ca să înțeleagă toată lumea, cariera lui seamănă cu fotografia. În sensul că fotografia a fost inventată în 1839, dar abia după 100 de ani s-a zâmbit pentru prima dată în fotografie. Excelent. Vio face stand-up de 18 ani. Foarte bun. Vio este singurul amator care a devenit profesionist prin alianță. Dar Vio, tu ești un bărbat bine. Mulțumesc. Mă bucur foarte tare că ți-ai lăsat barbă, pentru că înainte arătai ca unul care avea ceva constant de prășit. Măcar este înalt. Este atât de înalt că dacă prin absurd ar ajunge faimos, nu i s-ar putea urca la cap. Și cu toate astea, tot de jos îi privește pe Teo și Costel. Oh, leo! Mamă, prietenii, bă, prietenii! În perioada asta faci foarte mulți bani pentru că lumea cumpără bilete să-i vadă pe Teo și Costel. La Clubul de Comedie 99, clubul de casă al lui Vio, la intrare, așa, este scrisă pe jos una dintre glumele lui. Ce mod subtil de a-ți spune, treceți peste. Vio este precum Nicolae Mitea. Dacă nu știți cine este Nicolae Mitea, este un fost fotbalist care a promis foarte mult, a fost o speranță a fotbalului românesc, doar că Vio este pe invers. Nu ai fost niciodată speranță, dar ai rămas în divizia. Nu vreau să zic că Vio este leneș, dar când se gândește la muncă, transpiră. Are o relație de foarte mult timp, nu că se simte bine în ea, dar e prea leneș să o schimbe. Are doi copii. Iată, săracul Costel, câte familii trebuie să întrețină. Asta a fost bună. Asta, da. E nice. Magic, acești doi copii magic seamănă foarte mult lui Vio, în sensul că nu fac nimic. Bine, seamănă puțin și cu mama lor, în sensul că stau pe banii lui taică-s-o. Oh my God! Oh my God! Am auzit că în dormitor Vio este ca pe scenă, nu stă o secundă mai mult decât trebuie. Vio nu face sex, îi se face sex. Evident, s-a mai vorbit despre asta, Vio merge la box, s-a bucurat ca prostul când a auzit că la sală sunt coarde. Vio este singurul om care face box și care a făcut egal cu Sacu. În timpul liber, adică oricând, Vio urmărește cu interes la televizor basket, UFC și Formula 1. Adică ar face orice, numai să nu stea cu familia. Plus că are nevoie constant să fie distras de la faptul că este un distrus. E un distrus și îmi pare rău că am zis. Este pasionat de Adidas. Are foarte multe perechi de Adidas acasă. Se crede un fel de Iisus din Jordania. Iisus din Jordania. Jordania. Ai mers și la psiholog? Ai mers la psiholog? Ai mers, nu? Dar nu te-ai mai dus de când ți-a zis că trebuie să mergi la muncă. Psihologii vin la el.
De asta s-a apucat de antreprenoriat sau găinării, cum scrie într-un dosar al poliției dintr-o comună. În fine, are și un vin împreună. Are un vin, e patron. Are un vin împreună cu alt terminat Frânculescu. Este un vin care surprinde prin lipsa ambalajului de plastic. Zic sincer, este un vin bun, adică eu oricum beau orice. Pot să vă zic că este un vin de viță mobilă, în sensul că poți să-l folosești să țină ușa deschisă. Ușa de la suflet. Pe lângă Întăritorul de Sucuri, mai are și o emisiune online cu același terminat, Frâncu. Emisiunea se numește Prin Canale, ambele fiind apreciate doar de drojdie. Da. Este un băiat talentat, dar ca orice om talentat are uneori probleme de comportament, pentru că a locuit în același apartament cu Micuțu. Și cu Costel. Da, cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Dar la final, eu vreau să te felicit pentru tot. Mulțumesc. Ești un om... Îmi vine să plâng că zic asta, dar știi că sunt sensibil. Ești un om care duce lucrurile până la capăt. Și vreau să știe toată lumea că Vio niciodată nu se întoarce din drum, pentru că oricum nu a ajuns nicăieri în viață. Vio, ești un tip foarte talentat. Cred că ar trebui să te desprinzi de cei doi. Și ai în față un exemplu concret. Și eu am plecat de la ProTV și am ajuns la Antena 1 și nu mă mai împrumut de bani să plătesc chiria. Bravo, bă!